ne-ați venit! Vă rog frumos să luați un loc aici pe canapea, avem campioni alături de noi. Să știți că noi v-am fi așteptat de la începutul emisiunii, dar am înțeles că Marian nu a putut să ajungă, sau cine, nu? Cred că eu sunt de vină. A, tu ești de vină, atunci dacă e, știi cum e, campioana de vină, nu putem să zicem absolut nimic. 4 medalii, să le vedem, 2 sunt de aur și 2 sunt de argint. Așadar, lucrurile astea s-au întâmplat la campionatele europene de gimnastică care au avut loc în Turcia și în același timp, Larisa, practic ai mai doborât un record și anume ești cea mai medaliată gimnastă română, nu? Da, așa este și mă bucur de acest Ai întrecut-o pe Nadia Comăneci, ai întrenut-o pe Cătălina Ponor, nu? Da. Și acum o avem pe Larisa Iordache, cea mai medaliată campioană. Mulțumesc! A fost greu? A fost greu începutul. Orice am văzut că și Nadia Comăneci a felicitat pe pagina ei de Facebook. Da, chiar m-a sunat personal și ne-a felicitat și pe mine și pe antrenorii mei și ne-am bucurat de moment, ne bucurăm în continuare de moment. Suntem, nu știu, eu, pentru mine cel puțin, încă n-am apucat să mă dezmeticesc și am intrat în foc, umblă de colo-colo și încă sunt un pic agitată, dar o să mă odihnesc. Familia moldovan s-a ocupat de tine, să rămână doamnă. Deci dumneavoastră cu soțul, antrenorii Larisei, da? Da. Ați muncit ca ea să câștige aceste medalii atât de râvnite, mai ales după perioada în care gimnastica românească n-a mai prea luat foarte multe medalii și mai ales și după perioada mai grea pentru Larisa, pentru că a fost accidentată, corect? Da, așa este. A fost o perioadă foarte grea, o perioadă scurtă de timp. Practic, în jur de 3 luni de zile în care au mai fost accidentări între timp, plus situația cu virusul, cu 2 săptămâni de pauză, dar am încercat să facem tot ce ne-a stat în putință, să o aducem la nivelul la care a fost la aceste campionate. Lăcrămioara moldovan și soțul s-au ocupat de Larisa și domnul Cristi Moldovan. Vreau să vă întreb, domne, eu nu înțeleg, adică lucrați cu soția la antrenamente, adică prima parte face soția, apoi veniți dumneavoastră sau cum e? Colaborăm, bineînțeles, lucrăm împreună de foarte mulți ani de zile, am și lucrat ca și parteneri în gimnastica aerobică, după care din anul 2000 am început să lucrăm împreună în gimnastică ca și antrenori. Și e greu cu soția toată ziua la muncă? Nu e greu. Nu e greu, m-am obișnuit. Nu e greu. Suntem de 25 de ani împreună, lucrăm împreună. Ce să zic acum? Nu? Uitați, soția, doamna Lăcrămioara moldovan, zice, dom'le, ce să mai zică? L-a spus la colț, adică, nu? Doamna, ați văzut? După 25 de ani s-a obișnuit. S-a obișnuit, nu? Dar poți să întreb pe Larisa, care e mai dur dintre antrenorii tăi? Da, într-adevăr, nu, amândoi sunt așa cum trebuie să fie niște antrenori. Adică cel puțin comunicăm chiar și din priviri și mă ajută foarte tare compatibilitatea pe care o avem, pentru că mai ales în competiții îmi oferă încredere privirea dânșilor și mai ales, nu știu, mă gândesc doar că sunt cu ei și doamna lui tot timpul mi șoptește și îmi spune doar tu cu mine, doar tu cu mine și cu bârna atâta și domnul Cristi la fel, merge, iese și așa mai departe. Adică există ceva acolo care... Ce fain, adică sunt niște mesaje care sunt atât de importante, exact cum spuneți dumneavoastră, doar tu cu mine și cu bârna atât, adică sunt se mai concentrează sunt la cineva. Sunt mesaje și sunt indicații pe care noi le știm doar noi și nu trebuie să le spunem cu voce tare, chiar numai din priviri și din anumite gesturi le înțelege. Felicitări! Mulțumim. Felicitări familiei moldovan și Larisa Iordache. Bravo! Mulțumim. Da, mulțumim. Avem și pe Marian Drăgulescu, oameni buni care nu se lasă! Trece la Old Boys, nu? Ce trece la Old Boys? S-a dus Marian la campionatele europene în Turcia și le-a arătat la oameni ăia ce înseamnă să ai 40 de ani și să faci performanță. Da. Mă, în cariera mea am mai avut competiții în care m-am întors cu medalii și competiții în care nu m-am întors cu medalii. Cred că se așteaptă medalia de la Olimpiadă, se lasă așteptată. Pot să spun că m-am bucurat că ai am participat. Locul 4, nu? Locul 4, da. Am fost 4. Foarte aproape de a cuceri o medalie. Mă bucur că totuși am avut o competiție anul acesta și una importantă. M-a ținut motivat, da, în pregătire. A fost o experiență, mă bucur că mi-am jucat șansa. Am mai învățat și câteva lucruri pe care le voi... lua cu mine la următoarea competiție. Adică și la 40 de ani mai ai de învățat. Da. Oricând cred că ai și de la orice competiție. Stai să-l întrebăm pe domnul antrenor.
ce s-a întâmplat, domnul Ștefan, de Marian Drăgulescu a luat locul 4. Ștefan Gala, antrenorul, știi, trebuie să punem presiune pe dumnealui. Prima săritură nu a fost executată. Da, ați simțit. Să țineți mai aproape microfon. Da, prima săritură a fost executată mai puțin bine și din cauza asta. Da, ați simțit atunci, nu? A simțit, sigur, pe moment. Pe moment, da. Dar ne pregătim de Guinness Book, amândoi la Olimpiadă, avem 110 ani. De cât timp îl antrenați pe Marian? De 20 de ani. De 20 de ani sunteți antrenorul lui? M-am ocupat de sol sărituri la lotul național. Aparatele care ca o familie suntem. Medalii, da. Foarte, foarte frumos. Și în același timp vreau să vă întreb ceva. Mai aveți vreun elev atât de ambițios ca Marian Drăgulescu care... Acum sincer, trag la retragere, domnul Băruță, așa că nu mai doresc altele. Păi da, vă duceți la Tokyo, nu? O să mă duc cu el. Exact. Că și noi apoi suntem calificați. Și apoi urmează altele. Nu, nu. De ce? Auzi. Păi da, da, știți că mă uit acum sincer la dumneavoastră și văd că totuși Marian a fost un elev extraordinar, că nu v-a scos niciun fir alb. Toată lumea glumește că mă vopsesc. Nu, dar nu v-a scos fir alb, că știi cum e la antrenor, îți mulci părul din cap la un moment dat. Știi că aceeași comunicare o avem și tot noi și da, da, suntem foarte compatibili. Îți dai seama, mă de 20 de ani cum împreună echipă. Mă simte cum intru în sală, dacă știe cât să mă împingă de la spate, da, cât să mă oprească. Cât... Important e să fim sănătoși. Asta e cel mai important. Cel mai important, da. A fost ziua ta, Marian. Acum da, câteva zile, nu? Da, așadar, da, da. Să știi că cantonament. Știm că ai un tort preferat. Să știi că l-am ținut noi la congelator. Am încercat să facem tot ce e posibil cu înghețată. Colegul meu, Ciucă. Ia uite, Marian. La mulți ani. Mulțumesc. Deci, mulțumesc întregii echipe. Acum ai voie tort, nu? Da, gata, sunt e în cu vacanță. Ciocolată. Fai. E cu ciocolată. Să o să știți, încerc doamnă, să nu-l mănânc dintr-o... În perioada asta, curierii dată sunt zăpăciți cu câtă treabă au și pur și simplu, în loc să ne aducă ambele buchete, ne-au adus doar unul și o să da, fac da, așa. Da, da. Ție o să-ți dau o floare și dumneavoastră perfect să vă dau buchetul. Perfect. Așa, e bine da, așa? Da, e perfect. Eu mă bucur mult că sunteți aici, pentru că sunteți niște oameni fabuloși toți și vă felicit din toată inima și o țară întreagă v-a aplaudat, pentru că la urma urmei s-a auzit imnul României acolo și ne-ați adus multe bucurii. Felicitări, sunteți foarte mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim că ne urmăriți și voi și că sunteți alături de noi. Da, întotdeauna am fost și vrem să fim alături de voi și cred că cel mai important lucru e că medaliile astea, două de aur, două de argint, vin într-o perioadă în care toată lumea vorbea cu destul de multă îndoială despre gimnastica românească. Corect? Așa este și ne dorim să rămânem acolo sus. Ați renăscut ca pasărea Phoenix. Și să aducem în continuare medalii pentru România. Cu siguranță a renăscut ca pasărea Phoenix, că săraca de vreo 3 ani de zile se chinuie. Dar de ce zici săraca? Sună atât de tragic. Săraca, a luat două medalii de argint, săraca, are cele mai multe medalii din gimnastica românească. Nu. Mă gândesc cât de greu a fost pentru ea, sincer. Marian, știi că cred că vrea să spună și... cât de greu ți-a fost, da, și da, a avut o perioadă grea și nu te-ai dat bătute. Chiar exact, ești foarte tare. Exact. Mulțumesc, mulțumesc. Și ai doar 25 mulțumesc de ani. 24. 24, e da. E tânără. Pe 25. Mamă, până la 30 lejer. Îți dai seama până la 40 de ani cât are Marian, câte medalii mai e? Nu, chiar trebuie să ajungem de... și noi la 20 de ani. Că... Poftim? Ce? Nu, nu, nu. Deci până la 40 de ani cât are Marian Drăgulescu, îți dai seama câte medalii mai trebuie să iei? Dar știi că este o sportivă care încă mai participă la Jocurile Olimpice, ești calificată, are 45 de ani sau 46. 46. M-am trecut și pe mine. 46? Da. Este, chiar am și concurat cu ea, eu. Da? Ați concurat cu ea? Da. Eu nu-mi doresc să întreb. Acum sunteți antrenoarea la Risei și o să vă întâlniți din nou la Tokyo. Sperăm. Eu Doamne așa ajută. Sunt convins. Să aveți multă baftă, succes, Larisa, o onoare să fie aici de fiecare dată și cu Marian Drăgulescu, prietenul nostru, și cu antrenorii voștri, niște oameni senzaționali. Vă mulțumim mult, să aveți sărbători fericite. Sărbători fericite. Mulțumim mult de tot!